Cartierul Ungheni Vale, municipiul Ungheni. 8 dimineața, 27 iunie 2020. În seara zilei de ieri, plutul era mai puțin. Puteți vedea deja cât a crescut. Ieri porțiunea asta nu era în apă. Erau doar careva locații mai cu nivel mai jos. Apa vine, puteți observa cum este în creștere continuu. Și intersecția dată e Delia cu râul Prut. Puteți vedea cum apa vine în continuu creștere. Aici se vede clar cum ea crește. Așa că pentru mai multe detalii accesați newsungheni.org. Noi vă ținem la curent cu privire la situația de la râul Prut la ziua de astăzi. Și iată digul construit ieri de către autorități. Sperăm că situația critică va trece și cartierul Ungheni Vale din municipiul Ungheni nu va fi inundat.